Consiliul Local Zalău a aprobat ieri elaborarea unui studiu de fezabilitate și achiziționarea de noi dotări tehnologice pentru uzina electrică. Studiul de fezabilitate va costa 87.000 de lei și urmărește posibilitatea reabilitării vechiului CET în vederea asigurării necesarului de energie pentru zona urbană și cea industrială a orașului. Aprobarea de noi investiții pentru o societate care este în plin proces de privatizare a născut reacția prinsă în ședința Consiliului Local. Nu se face pentru 3 săptămâni, pentru 3 septembrie, se face pe o dată de timp mai lung, pentru ce nu zic pe 5 ani. Un SF, e un tema de luată de luată calculată la investiție, pentru că altfel faci un studiu care va folosi, nu ne va folosi nouă. Era ultima de valizare de profit. Da, profitul după părerea noastră este real posibil de pregătire. Chiar în condițiile în care, dacă vine la mintiți, în doamnă, nu s-a aprobat în Consiliul Local o majorare de tarife la producere, deși a existat avizul al NSC-ului, urmare a un număr de 3 creșteri consecutive a prețurilor în gaz natural. Și în aceste condiții, ce, de exemplu, se estimează creșterea în septembrie de azi, în gaz natural. Da? Noi operăm cu tariful din 2010, octombrie. Da, observația mea consultă evident la lista de analizăm prețul de vânzare. Vindem o produsă de vânzare profitabilă la momentul ăsta. Anul trecut vindeam la copiete. Da, domnul consilier de Rebac, am și eu câteva întrebări la care probabil că îmi poate răspunde domnul consilier. Prima ar fi aceea legată de nivelul datoriilor pe care le are obținerea electrică în acest moment. Pentru că am văzut că profitul este destinat în întregime în plății datoriile. Și aș vrea să știu cât este acel nivel și cât ne mai bun. De asemenea, am văzut la în materialul prezentat de susținere a proiectului de hotărâre, la indicator, scrie aici activitatea de valorificare achită, în care venitul avem peste 42.000 și cheltuieli pentru aceeași activitate de valorificare 729, care îi reduce din profit de exercițiul financiar 2012 jumătate din el. Păi, după părerea mea, că nu am mai putut să facem activitate de valorificare active din moment ce este cu o pierdere netă de 387.000 de lei. Alte intervenții? Dacă nu vă supun aprobării, cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!